Miruna ne-a mai dezvăluit câteva informații din ceea ce se mai întâmplă în viața ei. Spunea legat de părinți că nu mai vorbește cu ei din cauza nebuniei din online, dar eu tind să cred că, de fapt, părinții nu mai vorbesc cu ea pentru că, pentru că știți tot ceea ce s-a întâmplat, toate acțiunile Mirunei, Probabil au avut ceva dubii în privința ei încă din competiție și de aceea nici nu au vrut să intervină pe tot parcursul competiției, doar puțin la început mama sa. E clar, nu suntem noi în măsură nici să judecăm, nici să spunem exact ce s-a întâmplat, pentru că nu știm. Iar un alt subiect abordat a fost cel legat de faptul că Miruna a fost la coafor, iar doamna Gabriela nu știu de unde știa că Luța a mers și el acolo și Miruna a spus că a fost singură, dar că acesta ar fi surprins-o acolo, făcându-i o surpriză. Dacă nu ar mai fi vorbit așa cum a declarat, nu știu de unde știa Luța să vină acolo la coafor la Miruna. Oricum, e clar că nu vrea să mai dezvăluie prea multe detalii și aș și spus asta, că... Acum vrea să țină privată viața ei, dar tot au apărut câteva neconcordanțe. În fine, s-au portat civilizată, au vorbit frumos, nu au existat. A existat, de fapt, la un moment dat, o înțepătură a Mirunei, cum că încă soțul ei ar fi dat niște informații despre ea, despre tricoul lui, luță, parfum și așa mai departe. Le dorim amândurora să fie fericiți separat.